Într-un cadru select, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, s-a întâlnit astăzi la Giurgiu cu toți cei care cândva i-au fost colegi. Emoția revederii, precum și melancolia, au fost primele sentimente care i-au încercat pe toți cei care au acceptat invitația lui Gino Iorgulescu. Am hotărât ca de la o vârstă să începem să mai ne întâlnim foștii jucători, colegi, conducători care au fost în activitatea asta fotbalistică în orașul Giurgiu. Să ne întâlnim, să vedem dacă mai ne recunoaștem, că mulți nu ne recunoaștem, suntem schimbați total. Și de acum încolo să facem o regulă în fiecare an, să ne vedem, că avem o vârstă care nu cred că mai ne permite multe întâlniri. Și atunci să speculăm timpul care îl avem. Pentru mulți dintre foștii fotbaliști, întâlnirea cu Gino Iorgulescu a fost o întoarcere în timp, în acele vremuri în care toți luptau pentru gloria echipei și o carieră de succes în fotbal. Sunt foarte emoționat, de fapt și acum se observă după cum vorbesc, n-aș vrea să vorbesc așa, dar asta e emoția. Mă sunt fericit, bucuros, m-am născut încă o dată. Deci, care au fost primii dumneavoastră pași în fotbal? Primei pași în fotbal ca toată lumea, în curtea casei mele unde m-am născut, cu prietenii, colegii, de școală îi băgam, jucam fotbal și după aia am mers mai departe la Olimpia Giurgiu. Despre ce a declarat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, și alți foști fotbaliști prezenți la reuniune, veți afla într-o ediție specială imediat după jurnal.